Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Jurnal de Reghin. Iată care sunt știrile. Un incendiu de proporție a afectat grav punctul de lucru din Toplița al unei fabrici reghinene de viori. Aproximativ 4.000 de viori ar fi ars, potrivit pompierilor din Harghita, care au acționat timp de mai multe ore alături de angajații secției pentru stingerea focului. Valoarea bunurilor distruse se ridică la aproximativ 1 milion de lei, în vreme ce pompierii au reușit să salveze bunuri evaluate la 1,5 milioane de lei. Nu s-au înregistrat victime. Aproximativ 4.000 de viori au ars luni seara în incendiul care a cuprins secția de la Toplița a fabricii de instrumente muzicale din Reghin, pentru stingerea căruia au intervenit aproape 90 de persoane, pagubele produse de flăcări fiind evaluate la circa 1 milion de lei, scrie Ager Press. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat: în incendiu au ars secția instrumente muzicale pe o suprafață de 2.000 de metri pătrați, în care se aflau depozitate circa 4.000 de viori, un compresor electric, unelte și motoare electrice de lucru, acoperișul halei de producție și acoperișul secției de depozitare a materiei prime, pe o suprafață de circa 3.720 de metri pătrați. Oficialii arată că s-a făcut o evaluare aproximativă a numărului de viori mistuite de flăcări, dar este posibil ca acesta să fie mai mare, administratorul urmând să facă o evaluare exactă în cursul zilei de marți. Pompierii au stabilit că incendiul a fost provocat de un scurt circuit electric în urma lăsării sub tensiune a utilajelor și aparatelor tehnologice. Valoarea bunurilor distruse se ridică la aproximativ 1 milion de lei, în vreme ce pompierii au reușit să salveze bunuri evaluate la 1,5 milioane de lei. Pentru stingerea incendiului s-au luptat mai multe ore 45 de pompieri militari de la ISU Harghita și ISU Mureș, 26 de pompieri civili de la Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență din Borsec, Lezarea, Sărmaș, Subcetate, 15 angajați de la fabrica cuprinsă de flăcări. De la ISU Harghita s-a intervenit cu 4 autospeciale de lucru cu apă și spumă, o ambulanță SMURD și o mașină grea de descarcerare cu care s-a asigurat iluminatul zonei, alte 3 autospeciale de la ISU Mureș și 5 autospeciale de la Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență. Alina Ciobotariu a precizat că intervenția a fost îngreunată de temperaturile scăzute de minus 15 grade Celsius, de cantitatea de materiale combustibile depozitate, precum și de fumul dens degajat în urma arderii. Nu s-au înregistrat victime și nu a fost nevoie de intervenția ambulanței SMURD, aflată în zonă pentru acordarea primului ajutor. Inspectoratul Școlar Județean Mureș are, începând de luni, 16 ianuarie, un nou inspector general. Conform purtătorului de cuvânt al ISJ Mureș, Camelia Irimie, acest post a fost ocupat de Maria Cozac, inspector școlar de limba și literatura română din cadrul aceleiași instituții. Astfel, conducerea instituției se află la al doilea director în decurs de 2 luni de zile, după ce, la sfârșitul lunii noiembrie, a fost numită pe acest post Nadia Rață. Toate aceste schimbări vin în urma cercetării penale ale fostului inspector Ștefan Someșan pentru abuz în serviciu. Conducerea Inspectoratului Școlar General Mureș s-a schimbat pentru a doua oară în decurs de câteva luni de zile. Începând de luni, 16 ianuarie, printr-un ordin de ministru, conform purtătorului de cuvânt al ISJ Mureș, Camelia Irimie, a fost numită Inspector Școlar General Maria Cozac, Inspector Școlar de Limba și Literatura Română din cadrul ISJ Mureș. Toate aceste schimbări au venit în urma cercetării penale a fostului inspector Ștefan Someșan, bănuit de abuz în serviciu, fapt pentru care a primit arest la domiciliu la începutul lunii noiembrie anului trecut. Între timp, la data de 22 noiembrie, Ministerul Educației a emis un ordin prin care la conducerea Inspectoratului Județean Mureș a fost numită Nadia Rață, titular la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș, dar și consilier județean. Elevii școlii gimnaziale Alexandru Ceușanu din Reghin au trecut marți prin emoțiile evaluării naționale. Nu este vorba despre desfășurarea examenului real și nici a simulării la nivel național. Vorbim aici de o testare propusă elevilor de către profesorii de matematică ai școlii. Cadrele speră ca astfel copiii să se obișnuiască cu atmosfera de examen, dar și să-și testeze cunoștințele. A fost o zi specială pentru elevii de clasa 8-a ai școlii gimnaziale Alexandru Ceușanu din Reghin. Profesorii de matematică le-au propus să ia parte la o simulare a examenului de evaluare națională, o testare organizată la nivelul școlii. Am încercat să-i mobilizăm pe cei de clasa 8-a să se pregătească mai temeinic pentru examenul care îi așteaptă. De aceea, din timp, le-am propus data de astăzi ca dată pentru simulare la matematică. Deci au dat o simulare în condiții aproape la fel ca de examen.
A fost ușor, dar și mai greu, la geometrie în special. Te-ai pregătit în mod special pentru această simulare? Nu, nu. Am vrut să văd cam la ce nivel sunt și pentru următoarea o să mă pregătesc să pot lua o notă mai mare. Ești puțin dezamăgit, parcă? Puțin. Ce vei face mai departe? La ce liceu vrei să mergi? La liceul 2, la științe sociale. Destul de bine, am știut. Deci nu ești dezamăgită? Nu, nu. A fost cu emoții? Da, a fost. Pentru mine, cel puțin. Crezi că ești suficient de pregătită pentru examenul care te așteaptă? Încă nu chiar, mai am de lucru. Ce vei face mai departe? O să mă duc la liceu 1, la biologie chimie. A fost foarte ușoară, dar unele subiecte au fost nu chiar așa de ușoare. Te aștept la o notă bună, mai puțin bună? Mă aștept la o notă bună, deoarece m-am pregătit pentru această simulare și sper să am rezultate bune. Ați avut emoții? La început, da, dar apoi când am văzut că vine doamna dirigintă și ne încurajează și a zis că e simplă, ne-am mai liniștit. Da, o parte au avut emoții, s-a întâmplat chiar să nu știe cum să se descurce în timpul examenului și a trebuit să le explicăm. Unii n-au venit cu pix potrivit, alții n-au știut cum să-și anuleze eventualele greșeli, deci au învățat niște lucruri, plus că au fost puși în fața situației de a rezolva ceva teste care ar putea oricând să apară la examen și poate au constatat că încă nu sunt destul de pregătiți. Noi asta am sperat. Rezultatele pe care le vor obține elevii vor fi pur informative, atât pentru ei, părinți, cât și pentru profesori. Notele pe care le obțin nu se trec în catalog, dar vor fi trimise acasă părinților, care vor lua la cunoștință de modul în care s-au descurcat copiii și sperăm ca până la examen să mai mobilizăm o parte ca să se descurce și mai bine. Conform calendarului de desfășurare a examenului de evaluare națională, simularea probei de matematică este programată pentru data de 15 martie. Rata șomajului în județul Mureș era de 4,61% la finele lunii decembrie 2016, mai mică cu 0,04 puncte procentuale, comparativ cu aceeași lună din 2015. Cele mai afectate sunt persoanele între 30 și 39 de ani, reprezentând aproape 2800 de cazuri. În Mureș a scăzut numărul șomerilor pe parcursul unui an, dar și cifra care se referă la populația activă a județului. Directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș, Gheorghe Ștef, arată că rata șomajului calculată la finele lunii decembrie 2016 este mai mică cu 0,04 puncte procentuale, comparativ cu aceeași lună din 2015. La nivelul județului Mureș, rata șomajului la data de 31 decembrie 2016 este de 4,61%. Asta însemnând 10.924 de șomeri la nivelul județului Mureș. Din totalul celor 10.924, 1.487 sunt șomeri indemnizați și 9.437 sunt șomeri neîndemnizați. Numărul de șomeri aflați în evidență la sfârșitul lunii decembrie 2016 este mai mic cu 460 de persoane față de luna decembrie 2015 și a scăzut cu 83 de persoane față de luna noiembrie 2016, urmarea fluxului de intrări și ieșiri înregistrate. Țin să vă anunț că și populația activă civilă a scăzut. În 2015 era 244.200, pe când în 2016 este de 236.900. În ceea ce privește repartiția șomerilor în mediul rural și urban, numărul șomerilor în mediul urban este de 2.142 la nivelul județului Mureș, din care 883 sunt femei. Numărul șomerilor înregistrați în mediul rural este de 8.782, din care 3.596 sunt femei. Potrivit AJOFM Mureș, din totalul șomerilor, 1.965, dintre care 601 femei, sunt persoane sub 25 de ani. Afectată mai tare este categoria persoanelor între 30 și 39 de ani. În ceea ce privește numărul șomerilor
funcție de vârstă, între 25 și 29 de ani 940, între 30 și 39 de ani 2793, între 40 și 49 de ani 2364, între 50 și 55 de ani 1344, iar peste 55 de ani avem 1518 șomeri la nivelul județului Mureș. Directorul instituției mureșene mai spune că în zilele următoare va fi dat publicității și un bilanț al locurilor de muncă disponibile la nivel local și național. Anul 2016 a fost unul încărcat pentru sportivii reghineni din cadrul clubului Red Dragon. Micii karatiști au participat la diferite competiții, de unde s-au întors de fiecare dată cu rezultate remarcabile. Prezent în cadrul emisiunii Ora Campionilor, difuzate la Dareghin TV, antrenorul Diori Tiberiu, sportivii Narcis Halațiu și Daniel Barta au vorbit despre anul competițional care s-a încheiat. Dar înainte de a afla detaliile, vă propun să o ascultăm pe Andrada cu câteva date despre vreme. Bine v-am găsit! Miercuri vom avea parte de o zi frumoasă. Mercurul din termometre urcă în Reghin până la valoarea de minus 2 grade, iar în Târgu Mureș va ajunge până la minus 3. Dar cu mai multe informații, ne revedem la final de jurnal. Practicanții de jiu-jitsu din Reghin au avut un an 2016 deosebit, în care au participat la diferite competiții unde au obținut rezultate remarcabile. Prezenți în cadrul emisiunii Ora Campionilor, difuzată la Dareghin TV, antrenorul Diori Tiberiu și sportivii Narcis Halațiu și Daniel Barta au vorbit despre anul competițional 2016. În mare parte ne-am îndeplinit obiectivele care ne-am propus la începutul anului, adică la începutul anului 2016. Am avut câteva obiective. Eu zic că din punctul de vedere al antrenorului, al instructorului, obiectivele au fost atinse și mai mult de atât și depășite. 2016 pentru mine a fost una foarte bun. Aproape tot ceea ce mi-a propus mi s-a îndeplinit. Adică să urc pe podiumul național am reușit. Să ajung să particip la un campionat internațional. Asta mi s-a îndeplinit. Din păcate n-am putut ajunge la examenul pentru arbitraj. Și să reușesc să dau pentru cintura neagră. Anul 2016 pentru mine a fost un an destul de bun. Am luat medalii la toate competițiile, am urcat pe podium. Am încercat să iau cât mai multe. Se puteau locuri și mai bune, dar asta a fost. Acum în 2017 muncesc mai mult și vreau să iau numai locul 1. În total, sportivii reghineni au adunat de-a lungul anului trecut medalii de ordinul zecilor, printre care și un titlu de campion mondial dedicat persoanelor cu dizabilități, adjudecat de un sportiv al clubului Red Dragon. Începem cu prima competiție care am avut-o la Brașov, un campionat național rezervat copiilor și cadeților, unde am participat cu 10 sportivi. Au urcat pe podium două fete. Foarte fain. Muntean Tania și Sabo Noemi, amândouă campioane naționale. Frumos. Vreau să zic că la participarea asta am avut și un copilaș care a fost la prima participare și a scos din joc un fost campion național. Foarte deci, tare. Sportivul nostru a scos din schemă pe campionul național care era în titlu campion național. Toată lumea, era frică, noi nu știam că e campion național. Și sportivul nostru a luptat cu el și l-a scos din joc pe ăsta. Toată lumea, felicitări, de câți ani faci sport, nu știu ce. Zice, de 4 luni. Cum de 4 luni? Știi că ăsta e campion național. Deci, așa ne-a rămas cumva surprins. Cum se poate? Cum? Și uite că l-a scos din joc pe sportiv. Deci, vreau să zic că copilul promite. Trebuie să ne ocupăm un pic mai bine de el și mai mult să ne ocupăm de el. Dar în devenire, un sportiv, eu zic că dacă ne ocupăm cum trebuie de el, o să aibă rezultate. Și oricum are deja rezultate foarte bune. Pentru acest an, clubul de arte marțiale Red Dragon Reghin speră să repete parcursul excelent de anul trecut și, de ce nu, să aducă la Reghin cele mai strălucitoare medalii.
Doamnelor și domnilor, urmează rubrica de psihologie în echilibru, realizată de Andrada Ilisan. Apoi, la știrile din sport, aflați că Avântul Reghin are început pregătirile pentru returul campionatului de Liga 3-a, dar și ce jucători are la dispoziție Ilie Stan pentru a relua campionatul de Liga 1 cu ASEA Târgu Mureș. Vom încheia cu datele despre vreme prezentate de Andrada. Eu sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Găsi la o nouă ediție în echilibru. Pe scurt, sunt oameni cărora nu le place să piardă controlul asupra lucrurilor, să se lase duși de val. Motoul acestor oameni, ce poți face astăzi, nu lăsa pe mâine. Sunt disciplinați, consecvenți, serioși, politicoși, tipicari, moraliști, inflexibili. În literatura de specialitate sunt numiți personalități obsesiv-compulsive. Sunt oameni devotați excesiv muncii și productivității. Toate lucrurile trebuie înfăptuite, toate sarcinile trebuie realizate, trebuie să se achite de toate obligațiile și responsabilitățile și abia apoi vine rândul activităților recreative, dar ele ajung să fie amânate la nesfârșit, practic aproape excluse. Sunt hiperconștiincioși, inflexibili în materie de moralitate, valori, refuză să delege sarcini către alții, sunt preocupați de detalii, reguli, liste. Atunci când se prezintă la medicul specialist, la clinician, să spunem, în special din pricina anxietății, și ajung la anxietate fiindcă ruminează în exces, ruminează dacă au acționat bine, dacă greșesc, dacă s-a ratat cu un milimetru soluția la problemele lor, dacă au luat medicamentul exact care trebuie. Și atunci, de pildă, se poate observa devotamentul lor uriaș pentru detalii. Vor încerca să comunice terapeutului toate detaliile, adică să se asigure că s-au luat în calcul toate opțiunile, că problema e acoperită din toate direcțiile. E această convingere prezentă la ei că dacă adun suficient de multe informații, te poți asigura împotriva neprevăzutului, pericolului, amenințărilor. Tot ce trebuie să faci e să acoperi toate posibilitățile, toate ieșirile. Sigur, nu putem niciodată să acoperim toate posibilitățile și atunci, până la gândirea catastrofică, e doar un pas. Sunt oameni opusul neglijenței. Un pacient compulsiv asemăna întreaga sa viață cu un tren care rulează eficient, rapid, trecând o încărcătură substanțială, dar pe o cale ferată fixă. Asta e obsesiv compulsiv. E gata să-și îndeplinească datoria. E ca și cum s-ar uita în jur și ar spune: ce mai am de făcut? Și putem observa că se simt inconfortabil în circumstanțele astea libere, lejere, vacanțe, sărbători, ieșiri. Tocmai în aceste ocazii, mediul acela fix al rutinei, al îndatoririlor, al responsabilităților, al poverilor muncii lipsește. Și atunci dau semne vizibile de disconfort. Unde e o sarcină constrângătoare când ai nevoie de a paraspune? David Shapiro, sper că așa se pronunță, în stiluri nevrotice, face această observație excelentă, că viața psihică a individului obsesiv-compulsiv e un subregimul unei presiuni, e un regim al presiunii deliberate, adică trăiesc sub influența unui imperativ moral superior și care dă în mod continuu directivă autoritară vieții lor. Își duc existența sub imperiul unei necesități. Trebuie. În ce direcție va acționa întotdeauna obsesiv-compulsiv? În direcția obligatorie, necesară. Dau senzația acești oameni că simt și funcționează ca niște roboți. Sunt oameni foarte conștienți de așteptările externe. Așa că relațiile cu ei nu sunt dezamăgitoare, să știți, în privința așteptărilor înșelate. O personalitate obsesiv-compulsivă nu-ți va înșela așteptările dacă a ajuns să se angajeze în fața ta, fiindcă și luarea unui angajament va fi bine chipzuită înainte. Genul acesta de personalitate nu se aruncă cu capul înainte. Au o conștiință foarte puternică, acută și a datoriei, trăiesc într-o stare continuă de încordare a voinței.
cu greu cedează capricilor, jocului, spontaneității exprimării afective. Îi caracterizează o postură rigidă care se infiltrează în toate sectoarele vieților, nu doar în cele funcționale, și cele intrapsihice, emoționale. Adică e prezent un efort ca și cum ar fi efectuat în prezența unui supraveghetor, dar supraveghetorul e însăși persoana obsesiv-compulsivă și e un efort conștient și voluntar de exercitare a comportamentului sau emoțiilor. Pare că își îndeplinesc mereu rolul de tată, soț, angajat. Pare că fiecare vorbă, fiecare judecată e încărcată de deliberare, că s-au gândit mult până au spus. Este foarte important pentru acest tip de persoană ce rol are de îndeplinit și stabilirea intervențiilor care să se plieze pe acest rol. Părinte model, de sus devotat, de angajat muncitor. Tot în stiluri nevrotice. David Shapiro spunea despre un pacient că se simțea bine atât timp cât știa ce rol trebuie să joace. Când era la serviciu, se gândea, sunt muncitor. Și asta îi dădea siguranța necesară. Când ajungea acasă, se gândea, acum sunt soțul care vine de la muncă și se întoarce la familia sa iubită. Această asumare de rol e extrem de conștientă, dar nu falsă sau ipocrită. Și ea dirigează comportamentul în mod absolut. Într-adevăr, conferă purtărilor o calitate înțepenită, nenaturală, rigidă. Când își spune, acum sunt tată, vrea să spună, acum va trebui să mă comport conform modului în care se comportă un tată. Vedeți cum trăiesc cu sabia imperativului moral deasupra capului? Sunt persoane de nădejde în viața cuiva, să știți, au, după cum am văzut, un simț al datoriei neobosit, un simț încordat al datoriei. Această permanentă încordare îi particularizează între alte personalități. De unde își extrage persoana obsesiv-compulsivă aceste directive, aceste porunci, comenzi, acel trebuie pe care și le emite sub dominația și sub dominația căruia trăiește? Obiectiv, nu are nicio îndoială că vin de la el aceste imperative. Își amintește lui însuși de rolul său, își planifică și apoi își invocă niște termeni limită, își emite propriile comenzi. Dar în ciuda faptului că obiectiv el poate fi singurul autor și singurul responsabil pentru aceste comenzi și directive, nu simte că acestea aparțin, nu simte că el le emite, că le emite pe baza autorității proprii și a alegerii libere. Din potrivă, el simte că își aduce aminte de o anumită necesitate obiectivă, adică o datorie aflată deasupra alegerilor sau dorințelor sale, pe care este obligat să o slujească. Aceasta este șmecheria. Obsesiv-compulsivul, ca personalitate spun, se vede obligat să, cu tare și cu tare. Și când imperativul e atât de bine internalizat, iată. Partea bună este că datorită conștiinciozității sale, a disciplinei, a seriozității, a perseverenței, aceste persoane dobândesc succes profesional. Acest stil de funcționare rigid, încordat, nu este, din păcate, compatibil cu toate domeniile vieții psihice. Experiența subiectivă, experiența afectivă, necesită prin natura ei o abandonare, o anumită relaxare pe care personalitatea aceasta o realizează greu. Deci și calitatea seacă, posomorâtă, ce caracterizează interacțiunea cu ei. Nu putem să ne restricționăm în mod deliberat, prin control, printr-un efort de voință, propriile trăiri, emoții, nu? Propriile trăiri afective. Și aceasta înseamnă că manifestarea emoțiilor se va rezolva prin niște mecanisme inconștiente, subliminale, nu știu. Astfel, cei care își deplasează agresivitatea vor părea puternici, plini de virtuți, puritani. Care sunt temele centrale, care cognitive, care le dirigează gândirea? Trebuie să evit greșelile cu orice preț. Există un comportament corect pentru fiecare situație. Ce strategii utilizează? Trebuie să fiu atent și meticulos. Trebuie să depistez imediat greșelile ca să le pot corecta. Obiectivul lor este de a elimina greșelile, nu doar de a le reduce la minimum. Sigur, această gândire
are ca rezultat dorința de a deține controlul total asupra propriei persoane, asupra mediului care îl înconjoară. Această ordine de lucruri, impulsurile, capriciile, dorințele sunt inamicul lor. Dorința sau tentația sunt interferențe care le pot corupe determinarea și le pot întrerupe munca, le pot pune în pericol ceea ce trebuie și au de făcut. O altă distorsiune cognitivă importantă în tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă, gândirea magică. Poți să previi greșelile, dezastrele, doar dacă te îngrijorezi mereu. Iau tendința de a gândi în mod catastrofic în legătură cu schimbarea atitudinilor față de existență și sunt convinși că numai propria compulsivitate îi ține departe de lene sau de promiscuitate. Datorită lipsei lor generale de afectivitate și de a se concentra pe aspectele astea faptice, factuale, exacte ale evenimentelor, pot apărea seci, plictisitori. Pot fi considerați exasperanți datorită importanței pe care o acordă detaliilor și care, prin urmare, încetinesc. În terapie, se menționează că unii dintre acești pacienți își exprimă nevoia de control fie în mod direct, fie în manieră pasiv-agresivă. De exemplu, primesc o temă de casă, poate să spună terapeutului direct că e o temă irelevantă sau inutilă. Sau poate să fie de acord să o facă, dar apoi să spună că a uitat sau că nu a avut timp pentru ea. Și o tehnică a terapiei cognitive utilă pentru acest tip de personalitate, de pildă, în loc să se încerce cu ei să se dispute în mod direct o convingere irațională, demonstrarea ei prin argument, e greșită, disfuncțională, vreau să spun, se poate adopta o atitudine experimentală. Dacă persoana susține că nu are timp să se relaxeze, poate să îi se sugereze să facă un experiment pentru a testa acest lucru, să le placă. Poate să compare productivitatea pe care are în zilele în care folosește tehnici de relaxare cu aceea din zilele în care nu se relaxează. Personalitățile obsesiv-compulsive prețuiesc productivitatea mai mult decât plăcerea. O să funcționeze, o să vedeți. Iar în legătură cu ruminația, cu îngrijorarea cronică, odată ce au acceptat că sunt disfuncționale, sigur, nu vor putea fi convinși că îngrijorarea nu ajută la productivitate, că ajută. Totuși pot fi convinși să o limiteze la o anumită perioadă a zilei. Și numai această împărțire controlată a zilei îi va ajuta să se elibereze măcar o perioadă. Ok, mă așez aici, pe acest fotoliu și pornesc perioada de neîngrijorare. Sigur, cu toate că sunt deliberați în interacțiunilor personale și par incapabili de spontaneitate sau par distanți, calculați, chiar dacă cogniția lor ocupă un loc major în funcționarea aceasta obsesiv-compulsivă, resping ambiguitatea, au nevoie să-și organizeze gândirea, gândurile pe compartimente și să se ajute de reguli împotriva necunoscutului. Chiar dacă ratează, să spunem, nuanțe emoționale din tabloul personal sau a interacțiunii cu ceilalți, sunt totuși oameni de nădejde, își intelectualizează experiențele, dar asta nu înseamnă că schimbarea lor este sortită eșecului, nici de cum. Atât pentru astăzi, atât despre personalitatea obsesiv-compulsivă. Până data viitoare, toate cele bune! Antrenorul Vili Stoica a sunat adunarea la Avântul Reghin. Jucătorii s-au reunit pentru prima ședință de antrenament din 2017. Unii cu câteva kilograme în plus, alții cu un tonus de invidiat, toți au alergat minute bune în jurul terenului de pe municipalul din Reghin. Începem cu dorință, cu speranță, să avem rezultate cel mai bune în acest an de campionat și în urmă. Sunt și care au fost kilograme, sunt care au avut grijă de ei, au mai făcut mișcare, dar e bine, deocamdată sunt bine, majoritatea cei care au rămas. Echipa va rămâne în orașul Viorilor pentru un cantonament în care antrenorul Vili Stoica îi va supune pe jucători unui program structurat pe două părți. Programul, cum se știe, am început ieri, cu
avem două săptămâni de reacomodare la efort și după două săptămâni încercăm să încărcăm un pic, dar cu niște alergări fizice și nu numai. O să încercăm să facem un cantonament aici pe plan local, încă nu-i bătut în cuie, dar sperăm să-l facem. În cantonament, Avântul Reghin va disputa câteva jocuri de verificare, însă data, ora și adversarul vor fi stabiliți în perioada următoare. Între timp avem ceva discuții cu câteva, am avut ceva discuții cu câteva echipe. Deocamdată din cauza terenului nu putem exact să spunem o dată exactă. Dar cu siguranță o să avem câteva meciuri amicale. Ce vă propuneți pentru partea a doua a campionatului? Bineînțeles, ne propunem să ne depășim, da, știu eu, realizările, fiindcă știți bine că ultima parte în tur în campionatul n-a fost tocmai bună, pentru noi a fost mediocru. Și atunci încercăm să ne autodepășim și să avem, știu eu, rezultate cât mai bune. Din păcate, situația lotului reghinenilor nu este cum și-ar fi dorit antrenorul. Mai mulți jucători au renunțat la colaborarea cu Avântul, iar coordonatorul Luca Paul s-a retras din activitate. Din păcate, de comun acord ne-am despărțit de o serie de jucători. Aș vrea aici să reamintesc pe Dezi, pe Gabo Raul, pe Iacob, pe Dumbrăvean, Laslo Norbert, am înțeles, retras din activitate și a găsit de lucru. Luca Paul, care la fel s-a retras din activitate. Da, încercăm să aducem, să înlocuim cu jucători buni de valoare. CSM Avântul Reghin a încheiat turul ediției 2016-2017 a Ligii a 3-a de fotbal Seria 5 pe locul 10 cu 19 puncte. În primul meci oficial din returul sezonului, reghinenii se vor deplasa pe terenul celor de la Metalurgii Turcugir la începutul lunii martie. Antrenor nou, același obiectiv, salvarea de la retrogradare. Așa pregătesc cei de la ASEA partea a doua a sezonului Ligii 1 de fotbal. Cu mai puțin de 3 săptămâni până la primul meci oficial din 2017, mureșenii caută soluții pentru a-și atinge obiectivul. Eu spun că avem șanse, pentru că în fotbal se pot întâmpla multe lucruri. Important este să credem, să fim pozitivi, zi de zi la antrenamente și în discuțiile care le avem. Noi, antrenorul, să transmitem dorința noastră jucătorilor și v-am spus, cu entuziasm, cu dorință, cu determinare, zic eu că putem salva, încă o dată spun, echipa de la retrogradare. Eu am încredere în jucătorii care i-am acum, sunt sigur că și cei care vor veni își vor dori ca împreună cu cei care avem să ne realizăm obiectivul. Am încredere în suporteri că vor fi alături de noi. Iar noi sunt sigur că prin jocul care îl vom avea, nu-i vom dezamăgi. Antrenorul mureșenilor speră să reușească să formeze o echipă care să se bată de la egal la egal cu adversarii din play-out. În acest sens, ASEA l-a cooptat în lot pe fostul stelist Bănel Nicoliță, iar alți 10 jucători sunt în probe și urmează ca în această săptămână să se ia o decizie în privința lor. O să avem un program mai special pentru că cei care au fost până acum mâine sunt liberi, iar cei care au venit mâine vor avea două antrenamente și vom continua ușor, ușor ca să putem să echilibrăm echipa din punct de vedere fizic, ca după aia să putem să trecem la probleme tehnico-tactice unde avem de multe lucruri la organizare, dar ușor, ușor. Eu spun că dacă vom fi pregătiți bine fizic, cu organizarea bună a jocului, cu unul, doi jucători care vor face diferența, sper să ne rezolvăm, să realizăm obiectivul. În momentul de față nimeni nu a semnat. Am înțeles că de luni o să se discute cu ei semnarea noilor contracte. Acum depinde de cei din conducere cum vor reuși să rezolve acești jucători. Eu zic eu că cei care au venit sunt hotărâți să rămână. Nu sunt probleme, cel puțin din punct de vedere al dorințelor. Numai ei trebuie să vină și să dea totul ca să putem să ne realizăm obiectivul. Fostul internațional s-a referit și la situația actuală a fotbalului românesc, care abia reușește să țină pasul cu echipe din Europa când va sub nivelul ligii din România. E clar că în momentul de față fotbalul românesc este în cădere liberă, pentru că
situația financiară nu permit multor echipe ca să poată să-și propună un obiectiv măreț, dar această situație nu este numai în fotbal, în toată societatea românească. Important este să avem încredere în tot ceea ce facem și zic eu că ușor-ușor se vor schimba multe lucruri. Înaintea primului meci oficial din 2017, ASEA Târgu Mureș ocupă ultimul loc în Liga 1 cu 6 puncte, cu 2 mai puțin decât ACS Poli Timișoara și la 11 în spatele ocupantei locului de baraj Concordia Chiajna. În etapa cu numărul 22, prima din acest an, mureșenii se deplasează pe terenul campioanei Astra sâmbătă 4 februarie de la ora 20:30. Bun găsit, numele meu este Radu Crișan, sunt instructor de fitness și personal trainer. Astăzi v-am pregătit un antrenament de core, de abdomen, în care vom lucra foarte mult partea frontală a abdomenului, dar și mușchi transversal, mușchi oblici. Avem nevoie doar de o saltea, acasă și de acasă puteți lucra jos pe mochetă sau pe un prosop. Vă amintesc că antrenamentul de abdomen este singurul antrenament care nu intră în supra-antrenament, deci puteți să faceți mult mai mult decât mine. Puteți să faceți mult mai multe serii sau mult mai multe repetări. Înainte să începem antrenamentul, ar fi bine ca fiecare dintre voi să faceți o încălzire foarte bună, să pregătiți zona abdomenului și zona spatelui pentru efort. Ok. Noi vom lucra 30 de secunde fiecare exercițiu. Am pregătit exercițiu pentru fiecare mușchi al abdomenului. Ok. Ne punem în culcat dorsal, pe spate, începem cu un exercițiu simplu, crunch, exercițiu de bază. Ok. Picioarele ușor flexate, tălpile jos, mâinile le pun la ceafă, privirea orientată într-un singur punct. Ok, haideți să începem, 30 de secunde, crunch, vezi, sus, expir, jos, inspir, expir, inspir. Strâng foarte bine zona abdomenului și o relaxez, foarte bine o strâng. O relaxez. Încerc tot timpul să stau cu zona lombară lipită de saltea și fiind și primul meu exercițiu, să nu pun presiune pe spate. Și privirea sus. Sus e foarte important să am expirație. 5 secunde. Ok. Trecem la următorul exercițiu. La fel, rămânem la crunch-ul, dar încercăm să aducem picioarele sus. Mă ridic sus. Vezi. Sus. Vezi. Mă ridic sus, pot să fii tot timpul mele la ceafă sau pot să îmi fac un pic antrenamentul mai greu și să-l duc sus. Cine simte că la acest exercițiu o presiune pe spate, lucrează alternativ stângul, drept. Stângul, drept. Varianta mai grea. Mă ridic ușor sus în șezut, varianta mai ușoară, nu deslipez zona lombară de pe spate. Și vezi. Sus, expir, sus, inspir. Inspir, expir. Am activat un pic partea superioară a abdomenului. Hai, dar să activăm și partea inferioară. Picioarele întinse, lasă, mâinile la cer. Mă ridic sus, aduc un picior celălalt. Un picior celălalt. Sus, expir. Lucrează un pic prin ridicarea piciorului. Îmi activez și zona inferioară a abdomenului. Varianta mai grea, o să le ridic pe anca. Sus, revin. Pun presiune pe spate, lucrez alternativ. Simt că pot și mai mult, mă ridic sus, mă relaxez. Mă ridic sus, mă relaxez. Hai, dar să facem 5 secunde. Sus, mă ridic. Sus, mă relaxez. Perfect. Repet. Abdomenul nu intră în supra-antrenament, o să-l antrenez foarte bine. Cât mai multe serii, până dețin că mi se mai pică. Activăm un pic și mușchiul transversal și mușchiul oblic. Mă întorc ușor în lateral, picioarele fixate, crunch-uri lateral. Strâng bine, relax. Strâng bine, relaxez. Inspir, expir. Inspir, expir. Foarte bine. Al doilea set, deja pot să-l fac puțin mai greu. Întind piciorul de sus, l-aduc sus, bine. Sus, revin, sus, revin și respirăm. Ultimul set,
aduc ambele picioare. Pot să întind brațul în continuarea umărului sau în continuarea corpului. Mă ridic sus și mă relaxez. Sus și mă relaxez. Sus și mă relaxez. Foarte important să revin cât mai ușor, ca abdomenul meu să lucreze atât pe mișcarea pozitivă, cât și pe mișcarea negativă. Inspir, expir. Inspir, expir. Perfect. Este foarte important să lucrezi toată zona abdomenului, să nu neglijezi oblicul sau mușchi transversal, pentru că zona de cor este foarte importantă. Ok, mai facem un exercițiu pentru partea frontală a abdomenului. La fel. Sunt culcat dorsal, mâinile la ceafă, picioare ușor flexate, mă ridic sus și încerc să mut palmele pe interior. Și revin. Și revin. Și revin. Lucrează zona mediană a abdomenului foarte bine. Respir. 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 Simt că pot mai multe? Am. Revin. Am. Revin. Inspir. Expir. Perfect. Terminăm antrenamentul de abdomen cu o poziție de plank. Foarte important sunt exercițiile izometrice, pentru că îmi dezvoltă foarte mult musculatura profundă, care este foarte important pentru a stabiliza corpul într-o postură corectă. Ok, foarte important este tehnica execuției. O să mă pun în culcat facial, pe burtă, coatele le voi fixa exact sub umăr, tot antebrațul jos, iar degetele respirate le voi pune pe saltea. Picioarele la nivelul șoldului, ridic bazinul sus, strâng foarte tare abdomenul și strâng ușor coapsele și fesierii pentru a sta într-o postură cu spatele. Simt că mi-e prea greu acest exercițiu pentru mine, îl țin un jos și nu mă strâng foarte bine abdomenul. La fel, varianta grea, picioarele sus, abdomenul încordat. Antrenamentul de abdomen este foarte important, pot să-l fac la sfârșitul fiecărui antrenament, pentru că îmi dezvoltă mult zona de corp, iar mă ajută mult la postură. Dar să nu fac mai mult de 3 antrenamente pe săptămână. Vă mulțumesc și spor la treabă! V-am regăsit. Ziua de miercuri vine cu un cer senin și vreme frumoasă. Termometrele vor indica valoarea de minus 2 grade Celsius în Reghin, iar în Târgu Mureș vor fi minus 3 grade. Pentru Ludu și Iernu sunt estimate minus 3 grade. Minus 2 vor fi în Sighișoara, minus 1 grad la Batoș, iar în Sovata și în Stâncen vor fi 0 grade. Potrivit datelor anunțate de meteorologi, în afara județului nostru, norii vor fi prezenți pe cer. În Brașov sunt prognozate minus 4 grade. Minus 3 vor fi în Bistrița, minus 2 la Sibiu, iar în Cluj-Napoca sunt preconizate minus 3 grade. Pentru Alba Iulia, termometrele vor indica valoarea de minus 2 grade Celsius, iar în București temperatura maximă va fi de minus 4 grade. Miercuri noaptea, cerul continuă să fie lipsit de nori. În Reghin, termometrele vor indica valoarea de minus 11 grade, iar în Târgu Mureș minus 12. Pe parcursul zilei de joi, vremea se menține frumoasă. În Reghin, maxima va fi de minus 4 grade, iar în Târgu Mureș sunt anunțate minus 3. Doamnelor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Andrada Șerban, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!